Miopia, hipermetropia și astigmatismul pot fi corectate cu ajutorul intervenției laser în doar câteva minute fără a necesita internare. Este vorba despre intervenții sigure și confortabile efectuate la cele mai înalte standarde la care apelează tot mai multe persoane pentru a renunța la ochelari sau lentile de contact. În clinicile Vista Vision, chirurgia refractivă se realizează prin două tehnici laser, tehnica LASIK și tehnica PRK. Dacă este să o luăm ca și istoric, primele tehnici de chirurgie refractivă implicau efectuarea unor incizii de relaxare în suprafața corneei. Erau imprecise, rezultatele erau mai mult sau mai puțin predictibile. Prima tehnică de chirurgie refractivă, propriu-zisă cu laser, a fost tehnica PRK, pe care încă o mai facem și astăzi, pentru că este o tehnică sigură, cu riscuri destul de mici și care poate fi repetată în anumite limite, bineînțeles. Tehnica aceasta de ultimă generație, care se numește LASIK, și varianta pe care noi o facem aici implică folosirea unui al doilea tip de laser, este varianta femtolasic, implică decuparea în suprafața cornei a unui flap sau a unui căpăcel sub care noi facem acest tratament. Rolul acestui căpăcel este de a proteja operația pe care noi o facem până când se vindecă complet ochiul. Vindecarea, menționez, este extrem de rapidă în această situație. În 24-36 de ore, practic, riscul de infecții este zero și tratamentul postoperator este extrem de redus. E o tehnică de weekend, pacientul se operează sâmbătă și poate luni să-și reia activitatea, deci are mai multe avantaje. Noile tehnici vizează mai multe afecțiuni și au câteva contraindicații. Noi le denumim generic vicii de refracție. De ce? Pentru că e o problemă de focalizare a imaginii pe retină, retina fiind receptorul pe care noi în ochi îl avem. Toate acestea, cum am spus, sunt defecte de focalizare. Miopia este o focalizare a imaginii înaintea retinei, hipermetropia reprezintă focalizarea imaginii în spatele retinei, iar astigmatismul reprezintă o deformare a imaginii. Practic nu avem un singur focar, ci imaginea este înclinată pe retină, în fața, în spatele ei, indiferent unde. Deci e un viciu mai complex. Da, există, bineînțeles, contraindicații. În primul rând, cornea trebuie să fie sănătoasă. Nu putem să operăm o cornee care a suferit de orice tip de afecțiuni, keratite, inflamații și așa mai departe. Nu putem să operăm un viciu de refracție care nu este stabil. În primul rând ne referim la tineri, unde ochiul este încă în formare. Deci după vârsta de 18 ani și după stabilizarea dioptriilor putem să facem aceste intervenții chirurgicale și atunci când dioptria depășește un anumit barem de siguranță. Dacă noi va trebui să lucrăm pe cornea atât de mult când să compromitem integritatea ei, nu facem acest tip de intervenție.